O biserică ridicată într-un cartier reșițean a iscat un scandal între enoriași și episcopia Caransebeșului. Cu toate că lăcașul de cult a fost construit pe terenul părintelui din banii unei fundații, protopopul susține că de fapt este proprietatea Bisericii Ortodoxe Române și că trebuie să intre sub tutela acesteia. Aici a fost sufletul nostru și viața noastră. Am venit de la bun început și acum plângem și suferim pentru această bisericuță frumoasă și pentru părintele. Un om credincios, un om la locul lui. De ce vor cei de la episcopie să ia biserica? Motivează că există un articol undeva în statut care prevede că prin sfințirea unei biserici de către un episcop, ea trece în circuitul bisericii. Ceea ce nu este corect din mai multe puncte de vedere, pentru că puteam să chem la sfințire și un episcop greco-catolic sau un episcop catolic care nu aveau aceste pretenții. Enoriașii sunt revoltați de decizia episcopului și sunt decisi să se lupte pentru a-și păstra biserica. Au adunat liste întregi cu semnături prin care susțin preotul. Suferim alături de părintele Bendariu, care este duhovnicul nostru de 17 ani. Suntem turma care îl urmează peste tot. Am văzut pământul pe care l-a cumpărat, am văzut cum se construiește biserica, am participat și noi. Suntem printre membrii fondatori. Am făcut donații. Sfânta Evanghelie este din partea familiei Luca. Scaune, pictură. Se pare ceva ilegal, zic eu. El a fost chemat la Caransebeș, ținut în audiență 5 ore și când a fost primit și s-a pus în față faptul că el trebuie să predea biserica parohiei. Cu toate că preotul i-a fost interzis să mai oficereze de slujbe, credincioșii merg zilnic la biserică pentru a se ruga. Protopopul Caransebeșului susține că Biserica Ortodoxă Română nu acceptă ca biserica din cartierul Doman să rămână independentă. Ne dorim din suflet să aplanăm acest conflict și să ajungem la această stare de normalitate pe care ne dorim cu toții ca părintele să înțeleagă să intre în rânduiala și sub ascultarea bisericii de care aparține.